După ce a fost exclus din Consiliul Local, consilierul Florian Velicu s-a adresat instanței și a câștigat procesul, astfel încât a revenit în cadrul Consiliului. Numai că între timp locul său fusese ocupat de Dumitru Gărgărea, iar pentru acesta a fost emisă o hotărâre de încetare a mandatului pe baza deciziei instanței prezentate de Velicu. Prefectura Giurgiu a atacat hotărârea care îl excludea pe Dumitru Gărgărea, astfel încât acesta a continuat să facă parte din Consiliu, paradoxal pe același mandat ca și Florian Velicu. În Consiliul Local din data de 16 octombrie 2014, ce se întâmplă o situație inedită și aici mă refer că pe 20 de mandate valide obținute în urma alegerilor din 2012 votează 20 plus 1 consilieri. Cel care este al 21-lea este domnul Gărgărea, care a venit din calitate de supleant în perioada în care eu am avut procesul cu Consiliul Local. L-am câștigat în 16 octombrie, a fost prima pronunțare a instanței de contencios a Tribunalului Giurgiu, prin care suspenda aplicabilitatea hotărârii 221, care avea două articole. Articolul 1 era, se referea la încetarea mandatului meu de consilier, iar articolul 2 se referea la vacantarea postului meu de consilier. În condițiile în care Consiliul Local a avut un membru în plus față de numărul de mandate, apare riscul ca hotărârile adoptate să fie nule. Toate hotărârile adoptate de Consiliul Local, începând cu data de 16 octombrie 2014, sunt lovite de nulitate sau pot fi lovite de nulitate. Nu trebuie decât sesizată o instanță, iar instanța, în mod sigur, va constata acest lucru, deoarece nu este legal constituită ședința de Consiliu cu 20 plus 1 consilieri. Situația de la Consiliul Local al municipiului ar putea reveni la normal, pentru că în urmă cu câteva zile, pe 15 iulie, instanța i-a dat din nou dreptate lui Florian Velicu. Iar pronunțarea instanței a fost pe data de 15.07.2015, unde instanța de contencios a Tribunalului Giurgiu mi-acceptă cererea de intervenție, respinge acțiunea prefecturii cu privire la anularea hotărârii care reglementa situația domnului Gărgărea din Consiliul Local, respinge cererea de intervenție a domnului Gărgărea și, de asemenea, soluția este definitivă. Deci, din momentul de față, tot ce am arătat eu timp de din octombrie până în momentul, până în 15 iulie, acum câteva zile, se dovedește a fi real și, de asemenea, trebuie să atrag atenția celor care au menținut această situație de nelegalitate, că trebuie să se aștepte la un proces de daune și vor plăti cu toții pentru menținerea acestei ilegalități în cadrul Consiliului Local. Florian Velicu a depus astăzi la primărie certificatul de grefă prin care este adusă la cunoștința executivului municipal decizia instanței, care este definitivă. În această seară, de la ora 21, în emisiunea Audiența de la TV Giurgiu, puteți afla mai multe despre această situație unică pentru administrația locală.